7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi încercăm să abordăm un subiect nou, cu fapta între vorbă și adevăr. Veneam spre cabinetul meu și m-a izbit peisajul străzii, deși este mai aproape de 8 martie și am trecut de mărțișor. Strada are o febră a ei, piețele sunt pline de flori, foarte pline de flori, deși ploaie afară. E un fel de încăpățânare de a vorbi despre primăvară și de a aduce primăvara în peisaj cu mărțișoarele și cu florile, dar de fapt trebuie să-mi aduc aminte că toate lucrurile astea se fac pentru că în martie ne gândim mai mult la mame și ne gândim mai mult la femei. În magazine unde nu prea umblu, este oricum o febră și acolo și cumpără toată lumea și de obicei se cumpără iar lucruri pentru femei, pentru fetițe, pentru surori, pentru iubite. Mă întreb de unde și de ce această febră, mai ales într-un peisaj al crizei financiare, și ce pot să înțeleg din demonstrația aceasta a florilor, a mărțișoarelor, a cadourilor. Comunicăm în multe feluri și comunicăm ca și bază prin cuvinte. Specialiștii în comunicare numesc acest tip de comunicare o comunicare în registru digital. Comunicăm prin cuvinte, dar comunicăm în același timp și într-un alt tip de limbaj. Comunicăm în registru analogic. Este extrem de bine cunoscut și extrem de bine exploatat tot ce ține de limbajul trupului, de ce vorbim când nu vorbim, de ce transmitem prin comportamentul nostru, din ce transmite tipul de voce pe care îl ai, inflexiunile vocii, viteza cu care vorbești, ce faci cu mâinile când vorbești, ce faci cu ochii, încotro te uiți, ca să nu mai pomenim de ce comunicăm prin modul în care ne îmbrăcăm, prin cum ne așezăm pe scaun, dacă suntem foarte relaxați, dacă stăm doar pe vârful scaunului, dacă ne ținem picioarele cum trebuie. Deci toate lucrurile astea de fapt comunică. În registru analogic, eu aș include și faptele. Ce comunicăm prin faptele noastre? Când facem ceva, ce comunicăm de fapt? Și atunci dacă mă gândesc la martie, la mărțișor, la flori și la daruri, probabil că de fapt vrem să comunicăm că iubim pe cei cărora le facem daruri, mărțișoare, haine, flori, sau că ne pasă de ei, sau cel puțin că ne aducem aminte de ei sau de ele în luna martie. Poți să-ți aduci aminte doar în martie și să te gândești abia în luna martie că ai o soră sau o mamă sau o nevastă și atunci hai că-i duci o floare, să o împaci și să-i arăți că o iubești, hai să-i cumperi cercei, să se vadă că ții la ea, hai să-și cumpere taiorul acela pe care l-a văzut de mult în colecția de toamnă și acum se dă la alt preț. Poate fi adevăr în asta sau poate fi doar o circumstanță pe care o folosești ca să demonstrezi ceva ce n-ai putut să demonstrezi sau nici măcar nu te-ai obosit să demonstrezi în fiecare zi. Faptele sunt un fel de limbaj și demonstrează ceea ceva poate care n-ai reușit să demonstrezi cu cuvintele, pentru că de fapt și faptele și cuvintele au putere. Apostolul Iacov, care este cât se poate de laconic aproape, că nu nuanțează prea mult, dar spune lucrurilor pe nume și Iacov spune că limba este un mădular mic, dar capabil să facă distrugeri, poate chiar în masă, poți să ucizi cu vorba. După cum toată cartea proverbelor vorbește despre
cum poți să ridici cu vorba, cum poți să restaurezi cu vorba, cum poți să vindeci cu vorba. Și în meseria mea, în zona terapiei, noi cam și asta facem. Suntem pe versantul vindecării și a restaurării prin cuvânt, prin modul în care vorbim, prin modul în care comunicăm. Cu cuvântul poți să nimicești, poți să înalți, poți să vindeci. Cam același lucru poți să-l faci și cu faptele tale și cu gesturile tale. Și faptele pe care le facem într-o lună ca asta pot să comunice dragoste, grijă, preocupare pentru celălalt, uneori nevoia de a fi iertat, nevoia de a restabili ceva, de a reface ceva. Însă și într-un caz și în celălalt, dacă adevărul nu este incorporat în faptă și în cuvânt, sau dacă nu clădim pe adevăr, ajungem la demagogie cu cuvintele și ne-o demonstrează politicienii noștri. Iar dacă folosim doar faptele, fără cuvinte, uneori nici asta nu ajunge. Echilibru și combinația de aur ar fi între fapte și cuvinte, pe baza adevărului, care adevăr eliberează, spune Scriptura, adevărul ne face slobos, adevărul care vindecă. Și dacă în adevăr stăm cu faptele și cu vorbele, și faptele și vorbele clădesc și sunt de partea vieții. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.